Polițiștii au ridicat aproximativ 1500 dintre manifestanții care au atacat Parlamentul, Președinția și Curtea Supremă din Brazilia. Forțele de ordine au demontat și corturile susținătorilor fostului președinte Jair Bolsonaro. Ei se adunaseră de mai multe zile în fața Ministerului Apărării în semn de protest față de rezultatul alegerilor pierdute de Bolsonaro la limită în fața actualului președinte de stânga, Lula da Silva. Violențele amintesc de atacul asupra Congresului American când susținătorii lui Trump, învins în alegeri, au vandalizat Capitoliul. Nu e clar de ce nu au fost luate măsuri speciale, ținând cont că se știa de două săptămâni că susținătorii lui Bolsonaro vor să descindă în capitală. Fostul președinte, aflat în Florida, s-a delimitat de violențe. Într-un mesaj pe Twitter, Bolsonaro a scris că protestatarii au întrecut limita. Cu câteva ore în urmă, fostul președinte a fost internat în spital cu dureri abdominale. Președintele Lula da Silva, socialist, i-a numit fasciști pe susținătorii lui Bolsonaro și susține că stânga nu s-ar deda niciodată la acte de vandalism. E nunca, nunca, vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Printre primele măsuri luate de anchetatori figurează blocarea conturilor de pe rețelele de socializare ale protestatarilor, care, spun autoritățile, răspândesc mesaje antidemocratice. Deocamdată doar Facebook și Instagram s-au conformat.